Dumnezeu este foarte sever, foarte aspru cu privire la greșelile, păcatele făcute cu voia. Mulți, dacă ar cunoaște consecințele, nu s-ar juca păcatul. Din acest gând s-a născut această predică. Pentru că de multe ori îmi dau seama că omul nu știe consecințele păcatului cu voia. Și cuvântul ăsta din Numeri 15:30 spune așa: dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie. A păcătui cu voie înseamnă a buli. Și vreau să vă spun un adevăr absolut. Când eu mint, ce fac? O fac fără voie? O fac cu voie, scumpilor. Când eu înșel, o fac cu voie. Când eu poftesc, o fac cu voie. Dar viu la un adevăr absolut a Sfintelor Scripturi. Dacă Biblia spune că dacă din răutate lovesc pe un om cu o lovitură cauzatoare de moarte și el să fie omorât. Și acum mă uit la acest adevăr care mulți nu-l cunosc. Că dacă l-ar cunoaște, nu s-ar juca. Dar dacă cineva fie băștinaș, adică pocăit vechi, sau fie străin, prieten. Deci Dumnezeu nu cruță nici pe prieten. Dar pe titular, pe cel care îi dă case. Și aici spune, păcătuiește cu voia, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. Mă îngrozesc. Mă uit la cartea Evreilor 10:26, unde Pavel spune clar că dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nici o jertfă. Și acum vreau să vă întreb, Hristos, când a murit pentru păcatul omenirii întregi, a murit să ne scape și de păcatele cu voia și de păcatele făcute fără voie. Pentru că unul din păcatele făcute fără voie, cred eu că e conform Scripturilor, dacă mergi în pădure cu un vechi și toporul scapă din coadă, fără ca tu să-i fii dușman la vechinul ăla, și lovești din cap și l-o omorâ, e un păcat fără voie. Dar dacă ai mers cu voie, ca și cai în coadă, și ridici asupra lui și omori, e păcat cu voie. Și acum, aici am să insist căci a nesocotit cuvântul Domnului. Scumpilor, când păcătuiesc cu voia, nesocotesc cuvântul. Domnul spune clar, nu mai rămâne nicio jertfă. Hristos, când a murit pentru mine, a spus, a murit pe cruce, încărcat cu toate păcatele omenirii. Dar mai moralul. A murit odată pentru totdeauna. Și acest Hristos, nu mai moralul. Unii vrea să o moare fiecare zi. Nu există. Mă uit la un citat scriptural, pentru că am ales câteva citate scripturale care să scoată în relief preocuparea mea din ziua de astăzi. Pentru că a nesocotit cuvântul Domnului. Primul gând care îmi fuge, fuge la David, scumpilor. Primul lucru. Mi-aduc aminte de prorocul Natan, care zice, spune, din pricina că ai nesocotit cuvântul și ai făcut pe vrăjmaș și Domnului să hulească din casa ta, patru miei vor muri și sabia nu va merge niciodată din casa ta. Cum, frați? Nu cunoștea David pe Dumnezeu? Nu știa David că a primit, a poftit prea curvie? Nu-i spunea Dumnezeu, dacă i-ar fi trebuit pe nevesti, i-aș fi dat? De ce o recurs la acel monstru, păcat monstru? De a lua nevasta unui om? De a omorâ pe acel om primul la filul Ramon?
ascunde păcatul. Și acolo mă uit, pentru că David a făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească pe Dumnezeu. Din cauza asta, a spus Dumnezeu, sabia nu va merge în casa niciodată. Să-ți moară ție pruncul născut din curvie, să-ți moară Absalom, să-ți moară Adonia și Amnon. Pentru că eu știam că Dumnezeu pe care eu îl slujesc e un Dumnezeu care n-amestecă dulceața cu mărăciune, păcatul cu neprihănirea. Dumnezeu este Sfânt. Un principiu scriptural, așa trebuie să le folosesc ca să înțelegem mai bine ce vrea Domnul de la noi. Îl dau din Deuteronom 17:12. Cuvântul spune așa: omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo. Eu sunt preot, fraților. Voi sunteți preot, fraților, când slujiți cuvântul Domnului. Și dacă cel care ascultă n-ascultă cuvântul rostit de fratele în care îi slujire, de ce cauză n-ascultă? De mândrie. De la ăla. De la ăla. Dar vreau să vă spun un adevăr. Acela pe care Domnul pune în slujire ia locul lui Dumnezeu în momentul slujirii. Și în momentul în care tu nu-L asculți, de ce o faci? Te vezi mândru. Cum? De la ăla. Nici nu știi știi bine. Nici nu știi explica bine. De la ăla să spun eu cuvântul? Omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău, sau care nu va asculta de judecătorul acela să fie pedepsit cu moartea, să scoți astfel răul din mijlocul lui Israel. Ați urmărit că nu există toleranță? Nu există decât o soartă. Și vreau să vă adevărez acest adevăr. Omul lui Dumnezeu Moise, când Dumnezeu îi spune în pustia Cades: Moise, ia toiacul pe Aron, când s-a bătrân, și du-te la stâncă și vorbește stânc și să dea apă. Și Moise ascultă. Primul lucru. Ia Aron, ia toiacul, ia bătrânii, dar la stâncă face prostie. Oameni răzvrătiților, voi putea eu să vă scot apă din stâncă? Cu alte cuvinte, Dumnezeu pune la îndoială ce-o zis către el. Și acest lucru, oare, îl costă pe Moise intrarea în Canaan. În momentul în care lovește stânca, o lovește de două ori. Altă greșeală. Hristos nu moare de două ori. Hristos moare o singură dată. O singură dată își dă viața pentru dată la El. Nu moare de două ori pentru dată la El. Și când și-o dat viața pentru mine, a zis, am murit împreună cu dată la El. Și dată la El trăia și dată la El, și dată la El. Trăiesc eu dată la El. Dar voi nu trăiește la fel? Și acolo face greșeala la Moise. Și dă cu portă de două ori în stâng. Ca și cum Hristos mai învie dată, mai mare dată. Deuteronom 17:13. Pentru că tot poporul să audă, să se teamă și să nu se îngânfe. De ce se mărturile acestea acum? Ca să mă înțelegeți, scumpilor, că omul pus de Dumnezeu în slujire, când slujești în locul lui Dumnezeu, și când vorbești, nu vorbești împotriva omului, ci împotriva lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu-și împarte slava. Nu se lasă bat jocuri de niciun om. Vreau să vă spun adevărul adevărat. Nu huli. Pentru că atunci când cunoști cuvântul și vorbești împotriva cuvântului, culești. Sfârșitul tău este nimicire. De câte ori în familii, între frați, să vorbeați și de rău cel ce slujești. N-ați știut că sunteți nimiciți? Expuși nimicirii? Pentru că toată data și a
Destul, Moise! Nu avea lemn la templu, nu avea la corp. Și atunci omul lui Dumnezeu s-a rugat cu fața la pământ. Și Dumnezeu îi spune, Moise, depărtați-mă de toate acestor oameni, că într-o clipă mă cobor și îi topesc! Și Moise mijlocea și zice, Doamne, nu! Și Dumnezeu zice, separare, fă separare. Cele trei colic, cele trei familii, să pugă lumea de lângă ei și casele lor. Și o să ieși face Dumnezeu. Și Moise zice, dacă oamenii ăștia vor muri de moarte, vor cu oamenii, nu Dumnezeu a vorbit. Și când Dumnezeu cască pământul și înghițește 250 de oameni cu familii, cu nevestii, cu prunci, cu calabară, cu cea mai acolo și cura pământul se închide la loc, toți se încruzesc. Toți se tem! Vreau să vă aduc la cunoștință. Dumnezeu vorbește prin măgăriți. Dumnezeu vorbește prin cocoș. Dumnezeu vorbește când într-un fel. Când într-un fel. Nu trebuie să fii om mântuit ca El să vorbească. Dacă El vrea să vorbească printr-un om de pe stradă, îți vorbește. Intră în gura Lui și îți vorbește. Dacă El vrea să vorbească printr-un om care tu mai nu știi că e proroc, nu știi că e predicator, dar n-a auzit că îți vorbește exact la problemă. Cine este? Dumnezeu! Dar-i grijă! Nu cumva să zici! Numai pe Ilie, vorbea și Domnul. Numai pe Ilie, numai pe Mihai. Năstur, năsturat. Cele două, trei familii. Care familia de-a scăpat? Datan și Abiran au fost nimicite. De ce? Că au bulit împotriva lui Dumnezeu. Și mă uit acum aici. Psalmul 19:13. Dau citatele astea, din ce cauză? Ca să fiu acoperit cuvântul. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie. Ne naștem cu o natură păcătoasă. Toți oamenii moștenim acel microb, dacă pot numi așa, a mândriei. Toți! De micuței, te uit la prunci ăștia mici, de micuței se podobesc, vor haine frumoase. Și noi care suntem mari, nu mai vorbesc. Ne îmbrăcăm în haine ponosite, ponosite, cârpite, rupte, dar hainele astea suntem în urmă, nu putem păși. Alții ar să îmbracă haine de înger, de vedete, și-s mândru. Dar ești mândru și în haine de alea cârpite. De ce vreau să vorbesc acum lucrurile acestea? Pentru că vreau să-i aduc cea de pământ. Cuvântul de așa. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Mândria e un păcat mare. Vreau să o verificați. Poți vedea mândria într-un om? De ce la multe ori nu? De ce la multe ori nu? Care mândrie vedem noi? Care izbește? Care izbește? Dar mândria de ce la multe ori nu vezi? Dar Biblia spune că e un păcat mare. Știi care mândrie foarte periculoasă? Când te consideri tu tot și ceilalți nimic. Și când tu te consideri că Dumnezeu în primul rând, cuvântul Lui și pe slujitorii Lui și pe slujitorii Lui. Aia e mândrie periculoasă. Aia ți-a ce picire. Vreau să vă întrebați. Păcatul mândriei stăpânește în viața ta? Pentru că mulți, în momentul în care se vede de Solomon, aș vrea pe scaun din domnia la împărăției lui David. Solomon, primii 20 de ani, Biblia consemnează că se vede un om umil. Un om smerit. Și în parte, mie îmi place mult de tot, de Dumnezeu ăsta pe care îl slujesc eu, și care totdeauna este cu un pas înaintea tuturor oamenilor. El, Dumnezeu, înainte ca Israelul să aibă împărăție, împărați, stabilește cum trebuie să fie împăratul. Și în cartea Deuteronomului găsim capitolul 17, versetul 14 la 17, că împăratul care să conducă poporul
mașini. A scris lui Dumnezeu încă în Deuteronom. Cartea repetărilor. O putem numi Deuteronomul. Vă întreb eu, încarcă-le pătăchizomul? Pătăchizomul. Măcar că Dumnezeu, când ar merge să aducă șerfa sus pe Gabaon, noaptea vine Dumnezeu la el și spune, Solomon, aleluia, am primit spre șerfă. Ce vrei să-ți dau? Aleluia. Și Solomon zice, înțelepciune și pricepere, ca să știu să conduc poporul ăsta, care era castelul cel ca disipul mării. Solomon, înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Dar pe deasupra, pentru că n-ai cerut averi, bogății, ți-o-i da cum n-a avut nimeni nici înainte de tine, nici după tine. Vă întreb eu pe voi, a rămas Solomon sub ungerea Domnului? Biblia mea scrie așa, femeile străine au trânt inima lui Solomon spre idolatrie, spre închinare la idol. Și pe fiecare deal înalt, în munte înalt, ridică altar lui Chemosh, lui Moab, lui Milcom și s-a închinat păcânătății. Să-ți vorbească Dumnezeu gură către gură, ureche către ureche, să spună Dumnezeu Solomon, s-a dat înțelepciune și pricepere. Și acum uitați-vă la Solomon, cum zicea Solomon. Târând de iubire, târând de iubire, ajunge un lemn de foc, un lemn blestemat. Scump frați, nu-i departe să fii în vârful piramidei sau să fii în fundul iadului. Știi cât este? Un pas. Și Iisus vrea astăzi să-ți vii în fire. Dacă pe Solomon nu l-ați fi luat pe mândria pe dinainte, vă întreb eu pe voi și la mine acelea umili și smerite. Rămânea Dumnezeu cu el? Mă uit la un alt exemplu. Ezechia. Isaia avea acela Ezechia să spune, puneți casa în duială, că l-ai murit. Și el se toarce față la păreat, e umil, și va săracul și plânge și spune, Doamne, fii pierența ta, mea, te-am slujit. Și Domnul și lui Isaia, du-te apoi. S-a smerit. Ezechia, du-te înapoi. Spune că mai adăugat 15 ani, gata să el păcat a fi vindecat, să se dea soare înapoi, 10 ori pe cătranul lui, Ahaz. Și acum vine trimișul Baladan, care o stă vindecarea lui Ezechia, vine să-i aduc un cadou. Și acum Biblia mea spune, vreau să nu știu cum spune, Dumnezeu o lua din el Duhului. Să vadă ce-i în Ezechia. Aleluia. Și zice, cum a luat Dumnezeu Duhului din el? Ezechia s-a umflat în mândrie. Și-a arătat la trimișul lui Baladan, al lui Bucanțar, tăceave. Și vine profetul la el și zice, Ezechia, ce-i Doamne, ce-i? Niște oameni din o țară depărtată, de Babilon. Și ce-au luat fătie? Tot. Ezechia ascultă cuvântul Domnului. Toți ce ai sunt părinții tăi și tu, va fi dus în Babilon. Și pruncii tăi vor fi famine în casa lui Nebucadnezar din cauza că ai făcut. Dar el zice, bine că nu se întâmplă lucrul ăsta de timpul vieții mele. După mine poate avea loc orice de acasă. Deci cuvântul Domnului e bun. E cum cuvântul Domnului? El nu vreau cuvântul ăla. El vreau să-ți spună Dumnezeu și pruncii tăi. Și nepoții tăi, și să nepoții tăi, să rămână sub pungerea lui Dumnezeu. Mării să-i fie numele meci de meci. Mă uit la fiecare din voi și vreau să spun, din mândrie, din fățărnicie, din prefăcătorie, posăm în niște oameni neprihăniți, sfinți, dar de fapt suntem niște morminte vărâite. Și ce? În noi, în cei mai mulți, îți omorâți slujitori. Nu-i bun! Nu-i bună! Nu-i bun niciunul! Vreau să vă spun adevăr. Dumnezeu pe care eu slujesc mi-a spus predic astăzi cuvântul Domnului. Păzește-le asemenea dragul tău de mândrie. Vreau să vă întreb. Domnul zice, psalmistul zice, păzește. Dar eu nu trebuie să mă păzesc. Și cred în adevăr. Psalmistul zice, păzește.
și o zăpădește. Amin. În Evrei 10:26, citată că l-am dat înainte, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio șerfă pentru păcate. După ce m-am mântuit cu alte cuvinte, dacă după aceea îmi permit să fac gusturile, să fac lucrurile pe care le-am făcut și înainte, vă spun sentința, Evrei 10:27. Și doar o așteptare înfricoșată a judecății și văparea unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Asta așteaptă pe omul care păcătuiește cu voia. O așteptare înfricoșată. Când omului Dumnezeu Moise intră pe Sinai, însoțit de Iosua, Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar, Fineas și ceilalți bătrâni, Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, coboară-te înapoi jos și pune hotar în jurul muntelui. Ca nu cumva careva din popor să se apropie de munte să moară. Pune marge hotar poporului. Și doi, pune-i să-și stele haidele. Ce-s haidele? Faptele Sfinților în neprihănire. Pune să se înfrânească trei zile să-ți atingă de diverse. Pune-i să postească să roașe. Și tu vei veni pe munte și vom vorbi. Ce place mult atmosfera de pe Sinai. Poporul jurul muntelui, pe Sinai, Moise în prezența lui Dumnezeu. Aleluia. Tot muntele era foc și fum și slavă. Aleluia. Era Dumnezeu prezent. Aleluia. Și poporul străga la mă jos, Moise, să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca pe rin. Să-ți vorbească ție și tu să te vorbești nouă. Și Dumnezeu îi spune Moise, Moise, poporul strig. Tu nici îi spune că așa. Să coboară Dumnezeu pe munte. Și poporul tremură la poala muntele. Mulți cred că-s mal și da. Vreau să vă spun clar. Unde aș putea să mă ascund de fața lui? Pentru că ochii lui sunt în fundul oceanului. Sunt în fundul peștii. Sunt pe vârful diavolului. Sunt pe munte. Unde? Și cred eu de noi și mine că voi putea face ceva care să nu tragă asta la ascundere. Nu există. Nu există. Deci, căci dacă păcătuim cu voia, răspunsul la păcatul cu voia, după ce am cunoscut, am primit cunoștința adevărului, nu mai am nicio jertfă, ci doar o așteptare înfricoșată. A judecății și păpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Împotriva cui ne răzvrătim noi când ascultăm de cuvânt? Împotriva Domnului. Pe Domnul, scumpilor, îl nesocotim. Îl bașocorim. În grădina Edenului șarpele a avut îndrăzneală ca prin cadrul creației. Femeia care era în grădina altul de Adam să-l atace pe cine? Pe Dumnezeu. Prin cadrul creației o lovit din Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Dar vă întreb eu pe voi, cum îl știți voi Dumnezeu? El vorbește doar adevăr? Slavă Lui. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevăr. Dumnezeu nu vorbește niciună. Tatăl niciunii stăpânitorul de acestea care aici și noi aici suntem ce? Peregrini. Suntem în căutarea patriei cerești. Cetățenii noastre nu e aici. Dar din păcate, trăim în trupul acesta aici și interesant îi moștenim natura asta păcătoasă care tinde totdeauna la păcat. Ne luptăm. Mă lupt cu mine însumi. Că după ce vestesc altul la Evanghelia, să nu fiu nepădat. De multe ori mă pun în cumpăr și zic, Doamne, îți place cum slujesc? Îți place starea mea? Că de acum nu-mi pune starea mea. Ajută-mă să-mi pun starea mea după voia ta. Amin. Pentru că vreau ce oricele frâne cuvântul tău să vadă în mine chipul tău. Deci, apă, fraților, jertfirea pe care o fac e mult efort. Și vreau să vă spun, am niște programări infernale. Și plenii cu putere, oriunde mă ducă, nu știu pe care, fără putere. Și mă tot gândesc de multe ori, Doamne, cum poate omul să spună te iubesc și după tot moment să iasă clămând? Cum poate omul să spună te iubesc și după tot moment să mintă? Cum poate omul să spună te iubesc și după tot moment să curgească? Tu mă gândesc.
bisericească. Vă port aspru cu Duhul meu. Vreau să vă spun clar. Îl țin frână. Și vreau fiecare din voi să fie frână. Pentru că mulți știu la Domnului Sfânt. Și am urmărit pe cei mai mulți că n-a bineștit eu frânarea poftelor. Nu încerc, începe cu frânare. Bine, am să încerc cu frânarea. Nu cu dragoste face bucurie. Nu! Cu frânarea poftelor. Ce? Pentru că poftele se răpăiesc cu sufletul. Și caută să nimicească cu Dumnezeu noi. Nu simțiți că cel mai mare lucru duce în trupul ăsta privind la pofte? Pofta firii, pofta ochilor și ale vieții. Nu? Și dacă n-ai înfrânare, crezi că ne zici? Nu poți. Oamenii cumpătați, prin ce se folosesc cumpătați? Frână. Funcționează frână. Dacă știi că ochiul tău te bagă în păcat, scoate! Dacă știi că mâna ta te bagă în păcat, dai-o! Dacă știi că piciorul tău aleargă în păcat, taie! Mai bine să-i priciung în împărăție decât că în două niață. Ce domnule? Dar vreau să vorbesc pe din spirituală. Ochii! Cum îi poți vrea să vorbească, să vadă bine? Te alegești cuvântul, Doamne, acolo se alegești ochii. Acolo te înțelegești. Pentru că Dumnezeu mă pune în viața asta în fața voastră să vă spun, păcatul cu voi, e cum? Gândește-te că atunci când primești puțință și poftesc pe careva, eu hulesc. Și hulitorii, deci păcatul hula, spune Biblia în Noul Testament, împărțatul lui Sfânt, n-are iertare. Nici nu le-a costat. Nici nu le-a cuvit-o. Fraților, ne raportăm la Dumnezeu acum. Este epoca Duhului Sfânt acum, fraților. Duhul Sfânt în noi, peste noi, cu noi. Și vreau să vă întreb, cine îmi cercetează mie ființa acum Duhul Sfânt? Cine o vrea și mine acum Duhul Sfânt? Vreau să spun că Duhul Sfânt vrea să fie niște șarpe astărate. Aleluia! Niște oameni cumpătați, niște oameni. Te-ai vrut cu păcatul. M-am săpărat. Să văd oameni, dacă nu este plăbioși. Și beau păcatul în judecat. Domnul să-i dea înțelepciune. În cartea 2:20 dă un alt exemplu scriptural, pentru că sunt cuvinte care mă zidesc rozav și cred că învățăm împreună. În adevăr, dacă după ce am scăpat de inclinațiunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt grijuți de ele, starea la urmă, pe urmă, se face mai rea decât cea din tâi. N-ați urmărit că un om care devine liber de pat în păcat, un om care este eliberat de neputință, demon dragi, el devine un om curat, ce fac demonii cu câțiva timp, se întorc înapoi, găsesc casa curățită, maturată, și vine la omul ăsta care e vulnerabil, amui cu Dumnezeu, amui cu lumea, și starea acelui om devine mai rea de 7 ori. De ce? Că nu mai vine un drac în el. Vine o legiune, 2, 3, 4, 7 legiuni. Vreau să vă spun clar. Părăsești pe Domnul. După ce ai fost curățit, sfințit. Și ajungi apoi ignat în lume. Starea ta devine mai rea de 7 ore cum ai fost. Și uitați-vă aici, sentința. A fi fost mai bine pentru el să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Decât, după ce a cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Mai bine a fost să fi născut. Decât, după ce a cunoscut și a fost sfințit, a fi neprihănit deoparte, se întoarce ca și vaca, ca și scroapa spălată sau câinile care vă uită. Comparația lui Petru le mai scris, dar să acolo. Citiți-le voi. Mă uit acum la 2 Samuel, 12:9. De ce? Pentru că în 1 Samuel, 13:14, Dumnezeu face o precizare pe care pe mine mă scupuie și în același timp mă face și vreau și eu să spună Domnul pe mine un om cu inima după inima lui Dumnezeu. Când citesc acolo în Samuel, 13:14, mă duc în Doamne. L-ai văzut pe David, fiul lui Iese, om cu inimă după inima ta. Aleluia. Și acum găsim în 2 Samuel, 12:9. De-aia am luat versetele astea. Ca să vedeți noastră, amuiești în vârf și mi-ai și în iad. De ce? Pentru că David nu a știut sau știut că a privi, a pofti, a păcătui, atunci ce mă? Atunci
acolo în Sarandia să fie, când Petru întreabă Ania, cu cât ați vândut moșua? Fapte 5, 3, 4. Cum? Atâta. Cum s-au putut naște în tine gândul ăsta? Să-L miți pe Dumnezeu. Să-L miți pe Dumnezeu. Și când întreabă două ori, cu atât ai vândut? Cu atâta. Cum te va să-ți vezi în tine pe Duhul Sfânt? Deci, ce găsești acolo? Că Dumnezeu Tata, Dumnezeu Duhul Sfânt sunt egal. Și tu te-ai pus să-L miți pe Duhul Sfânt. Și în momentul când Petre spune cu atâta, cu atâta, care este agitare și mă oare. Minciuna câte picioare a avut. Scurte, nu? Da. Înțelege-mă? Vorbește. N-apuci să prânzești dacă deși nu le iei cu minciună. Pentru că e unul drept. Alin. Care e sfânt și adevărat. Și acum mă uit la 2 Samuel, 12 cu 9. De ce? De la omul cu inima, după inima Dumnezeu. Să zică Dumnezeu cuvintele acestea prin prorocul ta. Pentru ce, da, ai disprețuit tu cuvântul Domnului? Scumpilor, totul se învârte în jurul cuvântului. Da. Când Samuel, mă duc în casa lui Potifar, când soția lui Potifar îi spune lui Iosif, culcă-te cu mine. Ce îi spune Iosif? Faraon, Potifar, stăpânul tău, mi-a dat totul pe mâine. Afară de tine, că tu ești nevasta lui. Și doi, cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Aleluia! Josec la copii. Și acum aici vine întrebarea la ta. Cuvântul Domnului de-a ta spune așa. Pentru ce, da, ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Care din noi nu disprețuim cuvântul? Ce spune cuvântul? La început cuvântul. Era cu Dumnezeu. Dumnezeu era cuvântul. Cuvântul pe care eu rostesc este Iisus. Aleluia. Vă întreb eu ce spune Iisus? Fiecare cuvânt care iese prin gura ta să fie drept. Sau ne place să bat șocorim? Ne place să bârfim, ne place să umilim, ne place să josim. Scump, frați, înțelegeți-mă. În ochii lui Dumnezeu suntem egal. Nici unul nu mai presus ca altul. Fiecare trebuie să lucreze cu talentul încredințat lui sau talanții. Și acum mă întreb eu pe voi, nu vi se pare că totdeauna primim la celălalt? Nu ne uităm la cine la nouă Dumnezeu să-L cred cu El? Că dacă fi eu păstor, aș fi ce să fac. Dar fi eu proroc, dar fi eu, dar Dumnezeu spune clar că atunci când rostești cuvântul Lui, ești proroc. Pentru că Cartea Sfântă, Biblia, este o descoperire a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și când rostești cuvântul Lui, puterea lui Sfânt, de fapt, prorocești. Dar când cuvântul îl mistifici, îl dai după cum îți place ție, cuvântul ăla te va judeca pe tine. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Știi că în cele 10 porunci, prima poruncă spune, ascultă Israel! Aleluia. Dumnezeu este singurul Domn. Acum verifică-te! Dumnezeu este singurul Domn în ființa ta? Pentru că dacă nu e așa, te contrazești după tine. Afară de mine nu este alt Dumnezeu. În cartea Exodului, capitolul 6, Biblia spune acolo clar, versetul 3, că poporul evreu nu l-au cunoscut pe Domnul Dumnezeu ca Domn. Ca Domn. L-au cunoscut doar ca Dumnezeu. Dar acolo vreau să spune să-L cunoști pe Domnul Dumnezeu tău ca Domn. Ce înseamnă asta? Că El domnește în viața ta. Vă întreb acum, ascultă Israel. Domnul Dumnezeu este singurul Domn. Verifică-te, slujești tu pe Domnul acesta? Locuiește Domnul acesta în auzul tău? Ți-ai făcut în El țintă și de domnul tale? Ai lovit cu sabia pe urechi, tu? Ești în păcatele ta.
Ai luat nevastă pe nevasta și pe el ai ucis să avea fiul Avram. E plin fiul ta. Și am putea exista conștiință. Acum, 2 Samuel 12, acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. Dar Dumnezeu și motivează. Uitați-vă aici. Pentru că m-ai disprețuit. Nu m-a lăsat. Scumpilor, când nu socotești cu un turbaș în seamă, îl disprețuiești pe Dumnezeu. Desprinde Dumnezeu. Vorbește, nu știu ce simțiți voi. Vorbește. Poate mi se pare predica grea, dar a dat greutate în predica asta. Dumnezeu vrea să mă trezească, scumpilor. Amin. Acum, dar Dumnezeu este acum, nu este mâine. Acum este. Acum niciodată. Că spune Dumnezeu niciodată. Să ai tu să avem ca să continuu. Trage Sfântul, știi că să avem ca să continuu. Cuvântul ăsta e sabia. Ăsta ori tai după mine uscăturile și mă face o mlătiță cu multă roate, ori îmi taie partea de la comunieță. Una de două. Dacă ești o mlătiță roghitoare, ce plătești și mai multă roate. Dacă iară ești o mlătiță uscată, ce defrișează. Mai înțeles acum? Drepte. Ăsta e cuvântul. Înțelesul cuvântului. Aleluia. Și acum cum le-a acest cuvânt? Acum niciodată nu se va depărta să vede din casa ta, pentru că m-ai disprețuit. Eu, de fapt, când mințesc, disprețuiesc. Când fur, disprețuiesc. Când mă socotesc, disprețuiesc. Când ne socotesc frații, disprețuiesc. Pe cine? Pe Dumnezeu. Și pentru că ai lucrat, ai luat de nevastă, pe nevastă lui Urie, 2 Samuel 12:11. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta, voi lua, voi ridica nenorocirea împotriva ta. Primul pas în urma acelui păcat urât. Scump frați, uitați-vă cu mare atenție. Vorbește, aleluia. Pruncul ieșit în tine. Aleluia. Să se culce în vasul soarelui cu nevestele tale. La sfatul dat de Ahitofel, sferticul David, Absalom, primul pas după ce hotărăște să rupi modelul David, trece și urcă și intră la țiitoare la Dumnezeu. Asta înseamnă ce înseamnă asta de care să trezbori. Scumpilor, de ce ai întâlnit Dumnezeu cu asta? Tu ai făcut că ascuns David! Dar eu voi face un văzul soarelui. Că atât Israelul să știe ce a făcut David. Vă ridicare în oșeală împotriva ta, și voi lua de sub ochii tăi nevestele tale. Așa a fost? Bun. Și le voi da altuia. Pe ea l-au avut treabă Absalom. Care s-a culcat cu ele în fața soarelui acestuia. De multe ori crezi tu care mă asculți că păcatul tău făcut undeva sub un pat, sub o casă, într-o lopea și sub undeva ascuns, într-o zi, de pe acoperișul creștin, va fi vestit trâmbițașa lor. Într-o zi, cel ce scoate la lumină, este lumina. Este Iisus. Și îmi place mult că spune Eclesiastul 2 pe 14, păcatele ascunse, care crezi tu că nu le știi nimeni, ale vor fi scoate la iveală. Nu mor până nu le scoate la iveală. Știi de ce? Că el e drept. Cel ce scoate la iveală păcatul este lumina, așa de vă. Slavă, Doamne. Cuvântul Domnului merge mai departe de Samuel 12 cu 12. Căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. O merita David să rămână acasă. O merita David să-și compromită integritatea sufletului Duh. Om cu inimă de Dumnezeu. Și mă uit acum la capitolul versetul 13, care zguduie. David a zis Nathan, am păcătuit împotriva Domnului. Dar până când ne-ai plătit. El păcătuise cu ani. Dar au tăcut. Crezând că vrea și Domnul după iară păcatul. Și tu crezi că Domnul ți-o mai lăsa mosie. Minciuna, curvășarul, prostie și-a făcut. Vreau să spun la adevăr. Dacă ai puterea după ce ai păcătuit, să te amânci cu oasă la pământ, să te căiesc, să te păcăiești și să te oprești. Aleluia. Din a mai păcătui, el e vreși credincios. Da. Să-ți dai iertare. Dar dacă
că nu te aștepți. Și te bagi după mei, știi unde? Inții mei de la glume. De ce? Că e Dumnezeu ăsta. Dacă vii la El și îi spui, Doamne, am păcătuit, mă recunosc în gunoi. Îmi pare rău! Renunț! Mă căiesc! Mă pocăiesc! El e drept să-ți ierte. Și mă uit la ultimul verset de acest citat, 2 Samuel 12-14, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească, să vă șoaptă aceasta, să iubi că ți-a născut Domnului. Pentru că ai făcut pe vrăjmașii să-L hulească. Când erai de cei de nume, că tu furi. Și ce zice? Hulească Dumnezeu. Când vede că mergi același potop de sânt cu ei. Ce zice? Și tu? Am îngrozit altfel. Știu că cuvântul pe care eu îl găsesc acum nu-i Domnul și omenească. Nu, dumnezeiască. Aleluia. Și Domnul vrea să vă întrebi și să ne pregătiți cu voi. Proverbe 13 cu 13. Un verset care îmi place mult. Cine ne socotește cuvântul Domnului, se teme. Cine ne socotește? Păi cuvântul lui spune, nu primi, nu pofti, nu mânca, nu dori. Cuvântul lui spune. Da. Dar tu știi că cuvântul lui, mă, dacă spune să nu, păi bagă în seamul ăla. Nu mai faci un pas. Când iese Dumnezeu înainte la Balaam și spune lui Balaam, Balaam, cine s-o amne și care s-a tine acum? Balaam, împăratul Moabului, i-o trimis la mine să merg să-mi lasă un popor care vei și ne ieși de robii. Balaam, să nu te duci! Aleluia. Să-i blastem că sunt popor binecuvântat. Amin. Să spun Dumnezeu să nu te duci. Și bou trebuie să meargă. De ce? S-a uitat la cărnile, cărnile încărcate, la slădiri s-a uitat. Dar nu a uitat, a uitat un lucru, că Dumnezeu nu s-a să manipula și pe acolo. Și în momentul când merge, Dumnezeu vine înainte de ce? Balaam! Drumul pe care te duci, duce la pierzare. Și Balaam sfârșește pe ea de sabie din popor evreu. De ce? Că Dumnezeu e Dumnezeu. Slăvească-i se numele. Amin. Cine ne socotește cuvântul Domnului, se pierde. Dacă Domnul spune acum, locul de muncă în care mergi, nu! Că e cursă pe unde este sufletul de mântuirea. Mă duc. Doamne, eu sunt sănătoasă în credință. Eu sunt sănătoasă în credință. Eu sunt capabil. Dacă Dumnezeu a spus, nu. E clar că nu faci față. Că dacă facem față, nu s-ar fi spus nu. Înțelegem. Noi forțăm nota. Mie întotdeauna când Dumnezeu mi-a spus lucrarea asta o poți face, da. Opa, când am văzut darul ăla, n-am mai făcut tot. Ca știu că nu mă încadrez la dar. Pune Dumnezeu condiția lui. Și când Dumnezeu spune cursă, pericol, frânește, nu merge acolo. Mai mă duc, mie îmi trebuie bani. Și a pierdut la fata sfântă, îmbrăcată cu vincios, la fustă scurtă, la cor de lit și de frân. De ce cauză? Domnul Iisus nu. Dacă tu rămâneai sub ascultare, erai îmbrăcat. Când ai ieșit sub ascultare, tu ești îmbrăcat. De ce? În primul rând de prezența Lui. Când Dumnezeu nu mai e peste mine, și sumă-ți ca o vacă, ca un dom, care dai la mâncă lui. Când e Dumnezeu păstă mine, am caracter, am gândire, am vorbire sănătos. Când nu e mine Dumnezeu, nu-i păstă mine Dumnezeu. Exact ca un bun așa lui. Vă întreb eu pe voi. Vorbesc ca adevăr sau nu vorbesc adevăr? Adevăr. Cine ne scotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă, este răsplătit. Este răsplătit. Porunca Domnului care este? Ascultă Israele! Aleluia! Domnul Dumnezeu tău este singurul Domn. Ascultă-mi poruncile. Să nu furi. Da. Nu zice fură. Să nu. Să nu minți. Să nu înșe. Să nu poftești. Să nu. Să nu. Să nu. Și omul tău invers face. Poruncă călcăm în momentul când face creștios Dumnezeu. Să nu. Proverbe 13 cu 14. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. Învață soră, învață frate. Nu-l vezi? Nu te lasă Dumnezeu într-un loc că îl dice. Cum cred mulți că după ce moartea într-un loc de repaus,
cu niște masluri, bausuri aici. Și îți vor treaba trecând încă. Nu, nu! Nu există loc de repaus. Ori ești tu să sunt la frauul în Său Dumnezeu, ori ești tu și în flacăle focului, dacă să-ți dea diavolul. Una de două. Înțelegem? Înțelepciunea vine în urma auzirii. Credința vine în urma auzirii. Dar înțelepciunea cine este? Iisus. Iisus. Și Iisus spune, ascultă, crede, împlinește, fă voia mea. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață. Eu știu că dacă v-ați asculta, n-ați pătimi, n-ați avea parte de încercări, ați fi scutiți de multe necazuri. Dar toți ne vedem mai înțelepți ca cel ce învață. Și vreau să vă spun, eu sunt om din ăsta care nu ies din brațele lui. Dacă el îmi spune, chiar dacă sunt planificat, e făcut în mașina bagajul să merg într-o direcție. Și el îmi spune, Nathanael, oare faci bine ce faci? Eu am dat seama că te-ai pus oarele ala. Aleluia. Anules-o. Nu merg, Doamne! Dacă el zice, mâna ta, mâna mea. Aleluia. Ce zice atunci? Cu tine mă duc. Aleluia. De ce? Pentru că știu că cu el nu mă nenorocesc. Aleluia. Pentru că atunci când este sub ascultare, ați urmărit esența. Cursa morții. Cursa morții. Deci când ești sub ascultare, următorul pas e moarte. Ascultarea duce la viață, neascultarea duce la moarte. Și acum mă întreb, ce vrea știu? Lumea deși lucră mie. Ezechiel 18:20. Vreau să clarific un adevăr. Nu plătești mama, tata, pentru frunt. Nici frunt pentru mamă. Și profetul Ezechiel clarifică punctul ăsta și eu vreau să mi-l trasez. Am păcătuit eu chiar. O păcătuit pruncul, pruncul chiar. Nu iar un loc cu pruncul, nici pruncul cu eu. Că mulți zice, mama suferă de cauza pruncul, nici fără. Nici fără. Mama suferă de cauza păcatul ei. Pruncul suferă de cauza păcatul lui. Sau? Natalele suferă că Domnul hotărâ să-l bagi în cuptor. Ce fac cu el? Au. Au că să bagi în cuptor 5-7 ori. Cum ia păcatul? Nu-i ușor, nu? Dar e frumos că ești el, nu? Ezechiel 18:20. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Ați urmărit Romani 6:23? Plata păcatului este moarte. Darul fără plată este viața veșnică. Acum vă întreb. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dar stați un pic, sufletul păcătuiește. Pentru că sufletul l-a pus Dumnezeu în noi. Când ia el sufletul în noi, voi toți s-au pus din pământ. Sufletul e viața. Nu sufletul păcătuiește, fraților. Dar la nivelul sufletului, acolo se planifică. Acolo se planifică plan. Sufletul care păcătuiește, acela va muri, fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și odată celui rău va fi peste el. Atenție. Dacă tatăl e neprihănit, neprihănit. Dacă fiul ne pregătit, ne pregătit. Dacă e rău, rău rău. Sufletul care l-a păcătuit, va muri. Va muri. Și îmi place mult. Acela va muri. Fiul nu va purta mergine, va muri. Aud pe mulți mame, la mine mi-ar da mii boala asta, de la fată. Nu, nu, nu știu. Lasă-o acolo cu tot, că știu Dumnezeu. Mai bine ca chin. Deci o gătuit-o pe acolo. Vrea să-l pare sufletul ei. Nu suntem noi purtător de poveri. Purtător de poveri și păcate a fost Iisus. El s-a rugat asupra mea. Tot! Slăvească-i în numele. Amin. Psalmul 119:133. Întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine. Întărește-mi pașii! Dar cum crezi că ți-i întărește Dumnezeu pașii? Stăruind în cuvânt. Stăruind în dragoste frățească. Stăruim în frângerea pâinii. Stăruim în învățătura apostolilor. Nu citim când și când câte un verset. Nu, nu. Stăruim, meditând, aprofundând. Mulți dintre noi ne temem că ni s-au uscă mâini dacă ne-am dat Biblie. Și ne punem la pere. Nu ne atingem de el. Preotul așa e
față pe Uriaș. Că Biblia așa e pentru el numai și nici nu pune mâna pe ea, că dacă pune să uscă. De ce? Că dacă vedea în Uriaș ce scrie acolo, s-ar pocăi. Și popa la nivelul oameni. De ce? Pentru că tradiția nu mântuiesc. Obiceiul nu mântuiesc. Dogmele nu mântuiesc. Credința și Harul Hristos mântuiesc. Slăvească-i se numele. Amin. Și acum mă voi încheia astăzi, că Dumnezeu predică de astăzi cu un citat mai lung puțin. Evrei 6 cu 4. Mă duc de la versetul în jos. Da, vreau să fim foarte atenți. Că vreau să-L analizez în lumina cuvântului. Și fiecare din astăzi să caute să-L înțeleagă așa cum îl transmite Dumnezeu. Că cei ce au fost luminați odată, recunoști că atunci când Dumnezeu a intervenit în viața ta, erai întuneric. Recunoști, da? Erai robit poftelor firii pământești, păcatului, demonii, dracilor și mai departe. Când El ți-a spălat ție vina, păcatul, greșeala, nu lua numai niște făcățele. Le-a dezlegat pe tăti. Pe tăti! Știuchile, știuchii, cu fruchii, nefruchii, le-a dezlegat pe tăti. Atunci, de fapt, tu ai fost scos din întuneric la lumină. Cuvântul mai așa? Că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc. În momentul în care ai fost scos din plinarea lumină, primul pas, Părintele spune, fiecare din voi să fie botezat în apă spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Fapte 2, 3, 7, 3, 8. Fiecare va primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când primești Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, guști. Și vezi ce bun este Domnul. Amin. Și s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Adică vorbesc cu Dumnezeu taine. Adică comunică cu Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia. Ce sunt ăștia? Mădurare Duhului. Se locuiți de Duhului. Se întrepte al Duhului Sfânt. Și acum atenție. 6 cu 5 evrei. Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterea veacului viitor. Adică au mâncat cina Domnului. Au fost părtați prin sânii Domnului. S-au separat din lume, s-au pus de parte de Dumnezeu. Evrei 6 cu 6. Și care totuși au căzut. Și care totuși au căzut. Nu i-au rugat Domnul. Nu i-au tras nimeni. Au căzut ei. Băi, ați urmărit că oamenii care merg dintre noi nu sunt dintre ei noștri. 1 Ioan 2, 18, 19. Dacă ați fost dintre ei noștri, ați fi rămas cu noi. Asta e o dovadă clară că nu toți că ați fost în adunare sunt dintre ei noștri. Că dacă ați fi dintre ei noștri, rămici. Și la bine și la rău. Ăștia sunt anticriști. Ăștia sunt care vor fi de frață mai mare. Biblia vorbește de că anticriști. 6 cu 6. Și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși. Deci dacă am căzut din cauza mea, că nu cad din cauza lui Dumnezeu, că în căciară de nostru, acum spune, și nu ne duce în ispite, dar duce Dumnezeu, este în acela? Ispitește de sau ceva? Că mă spune mulți că zice că dar cum e cu ceea asta ce? Nu, nu, zic, Dumnezeu nici nu ispitește, nici nu face rău. E ce? De nevață. Și acum deja, și care totuși au căzut, este cum ne-a să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. De ce se întâmplă treaba asta? Punctați lucrul ăsta. Pentru că în momentul când iasă Duhul Domnului din tine, intră șapte dragi mai rai ca și mai fost înainte. Și dragii ăia te aduc în starea de a fi de șapte ori mai rău ca și când ai fost în lume. Acum înțelegi de ce nu mai poți să revii? Acum înțelegi că un om care apucă pe drumul lateral și se duce apoi în Babilon stă în de șapte ori mai rea decât cum a fost când era în lume. De ce spun asta? Pentru că mie mirăm că oricât stăm de cât e unul nu mai poate să vină. Dar cum să mai vină, fraților? Pentru că Hristos, pe care eu știu, nu minte. În Matei 12:32, 31:32, spune foarte clar că pleacă dracul dintr-un om, nu? De-aia ce-o vreme?
Și apoi când se întorce, găsește camera, casa curățită, ce face? Nu intră. Mergi mai așa. Mai rău ca el. Și apoi intră în casa cea rătulată curățită și starea omului aceluia devine mai rea. De 7 ori. Acum, mai poți fi recuperat? Revin. Dacă am crezut. Nu te-o învins nimeni. Eu când cad, cad din cauza mea. Tu când cazi, cazi din cauza ta. Din cauza că n-ai frână. Din cauza că te crezi tare. Te crezi înțelept. Și vreau să vă spun clar. Care din noi poate să fie sigur că dacă până acasă nu-și acasă astăzi. Ajunge până acasă. Vedeți, noastră, dacă faci cu o zi acolo, dacă Domnul este cu mine, vei ajunge acasă. Dacă Domnul este cu mine, voi merge într-o țară străină, voi face negoț, voi câștiga și mă duc înapoi. Dacă noi planificăm, mă duc în străinătate 5 ani, după 5 ani vin, în terea golă, fără mântuire, fără mântuire, fără bani, ce ne-a reușit Domnul? Asta e reușit pe măsură el. Dacă duci cu el, nu îți vrei 5 ani. Alin. Mereu Domnul și câștigi la Domnul merge. De ce? Că el înmulțește. Bravo, lui. Și care totuși au căzut este pregătit să fie noi țiarăși și aduci la pocăință. Cum atenție, de ce? De ce? E cu neputință. Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei. Pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie pacjocorit. Crezi că se lasă el pacjocorit? Frate și soră, Dumnezeu să vă care știu eu, nu se lasă pacjocorit. Cum ai făcut? Așa. Și că mă gândesc la Dumnezeu ăsta pe care eu îl iubesc atât de mult. Și care îmi garantează pe și ce dacă o țin mai departe așa cum am primit. Și a spus Domnul, Doamne, chiar dacă trebuie să mor pentru tine și cauza Evangheliei, nu-i problemă! Lumea asta nu-i dragă. Ce mi-i dragă lumea asta sunt oameni. Și exact ca pe Iisus, precum și la Daniel, să nu rămâne niciunul nemântuit, ci tot să fie mântuit. Și închei cu 10-29 evrei, cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele Mântului cu care a fost sfințit și va fost voi pe Fiul lui Dumnezeu, pe Duhul Slavului. Nu vă gândiți ce pedeapsă ne așteaptă. Am vorbit despre acest Hristos care nu-și împarte slavă. Acest Hristos sfânt, neprihănit și vrea să fim și noi de plinițe lui Dumnezeu. Și vreau acum să ne ridicăm și pentru prima parte să-i mulțumim Domnului și apoi voi da la cu cine Domnului.